Lansat în urmă cu 4 ani, programul Shavit România are 2 componente: organizarea de expoziții, conferințe și tururi profesionale pentru prezentarea ofertei izraeliene de echipamente pentru agricultură, și cea de-a doua componentă, construcția de sere, care va începe în aprilie după 3 ani de implementare a proiectului. A fost un concept în piață integrat, un concept nou pentru ceea ce înseamnă agricultura românească, și a fost destul de greu până s-a înțeles la nivelul tuturor autorităților că acest program poate fi gândit astfel încât să poată să și acceseze fonduri europene. Programul în totalitatea sa are 100 de sere. În momentul de față discutăm de 12 sere care intră în aprilie în implementare. Sunt altele în curs de perfecționare ca și documentație și pregătim un nou val de proiecte în perioada următoare. Ca și producție, pe fiecare hectar discutăm de o medie de 600 de tone de tomate la hectar. Discutăm de un pachet integrat cu asistență tehnică pe toată perioada acreditării, asistență tehnică israeliană, fiindcă e foarte ușor să spui fac roșii, e foarte greu să le produci și să știi clar că poți să-ți rambursezi la termen creditul și să ai o seră performantă. Partenerii programului Shavit își propun să construiască în România 200 de hectare de sere de tip israelian, livezi de mare productivitate, ferme de vaci în module de la 70 la 300 de capete și sisteme de irigații de ultimă generație. Shavit România este susținut de Institutul Israelian pentru Comerț și Cooperare Internațională, Grupul Român pentru Investiții și Consultanță și Biroul Comercial al Ambasadei Israelului la București. Suntem o organizație non-guvernamentală care încearcă să ajute companiile și întreprinzătorii. Suntem susținuți financiar de guvern, dar nu suntem angajații guvernului. Îi invităm pe cei implicați în domeniul agricol din România să participe la Agritech 2012. Este un prilej excelent de a vedea inovațiile tehnologice. De asemenea, vom organiza o conferință cu tema investițiilor în agricultură. Este o oportunitate de a cunoaște reprezentanții diferitelor firme din domeniu, cercetători, oameni de afaceri, fermieri din diferite colțuri ale lumii. Vom găzdui nenumărați vizitatori din țări subdezvoltate, din Africa, America de Sud, dar și din China, India, Coreea de Sud. Agritech 2012, una dintre cele mai importante expoziții internaționale pentru agricultură, se va desfășura la Tel Aviv în perioada 15-17 mai.